fi acolo. Dacă nu ți-ar fi dat răspuns, dar identitatea spune asta să fie egal cu asta. Și tu te orientezi cum vrei să faci. Îți alegi care e cel mai rapid. Nu vrei să consumi timp. Da. Grupajele și nu știu ce, nu știu cum, îți consumă timp. Dacă spunea, găsește tu formula lui A, 3A plus A plus B plus C, totul A, găsește-o tu, atunci trebuia să finalizezi tu, să-ți faci grupajele. Deci în pozițiile astea face treaba asta, dar în rest nu. Ți-o dat identitatea, să o dovedești, nu faci cum vrei, altceva. A la 3A plus B la 3A. A la 3A plus B la 3A. Plus C la 3A. Minus 3ABC. Minus 3ABC. Egal cu A plus B plus C. A plus B plus C. Egal la 2A plus B la 2A plus C la 2A. Minus AB minus BC minus CA. AB minus AC minus BC, nu? Minus AB minus BC minus CA. Minus A, B, minus C, da, tot acolo. Da. Da. Acum calcul, la doilea, membrul drept îl facem. Sigur că da. Și... E un calcul care vrei să-l facem, îl facem, dar e pur și simplu un calcul făcut. Nu e... Deci faceți paranteză, deci mi-e frică de asta, da? Nu, dar dacă... Haideți să vedem, facem membrul drept. E egal cu A la 3A. Ce lasă în stâng, că e făcut. Nu, păi acolo e desface. Unde se desface? Desface A plus B plus C, pe lângă A plus de la 2 plus C la 2, e desface deja. A la 3A plus A de la 2A. Păi hai să zic, ăsta e membru stâng și mă ocup de membru drept. Membru drept este egal cu A plus B plus C, ca să fie clar, îl scriu. Și când mă mulțesc ca să fie o treabă, pe lângă A pătrat plus B pătrat, plus C pătrat, minus A, B minus A, C minus B, C, este egal cu, vedeți, A la 3A, plus A de la 2A, plus A de la 2A, plus minus. Minus A la 2A, B, minus A la 2A, minus A de C, minus A la 2A, C, unde ești tu? Minus A la 2A, David, eu le-am scris A la 2A, minus A la 2A, pe tot aceeași chestie de A, B, C, și minus A, B, C, și minus... Acum, plus A pătrat, plus A pătrat B, plus A pătrat B, plus B la A, da? Nu se mai pupă că nu ați avut altă aranjare acolo. Cine citează? Zici, tu ai la fel ca domn profesor? Păi, n-ați avut prima parte A plus B plus C? Ba, da, dar apoi am pus, am luat A-ul cu toate, B-ul cu toate și... Așa fac și eu. Păi iau și tu, aici suntem prins, zi tu. Suntem la B. B la 3 plus... A, B la, B la 3 plus B... B, C la A... Plus B, C la a doua... Minus A la a doua B... Minus A la a doua... A, nu, A, B la a doua... A, B la a doua... A, B la a doua, da... Minus B, A, C... B, A, B, C. Minus B, da. B minus B pătrat. E C. Nu? Că și B, A, C, umera. Și minus A, B, C, A, B. La mijlocul, domnule. A, B, C. Și minus A, B, C. Nu l-a trecut. No. Și minus A, B, C, da? Da. Minus A, B, C. Și acum cu ce? Plus C la a doua. Plus C la a. C la a doua, vedeți, zic ei. A, C, pătrat. A, pătrat, C. A pătrat C plus B pătrat C. B pătrat C plus C la 3 minus A, B, C minus A, C pătrat minus B, B C pătrat și este egal cu A la 3 plus B la 3 plus C la 3, da? Avem asta. Și acum A la 2, A, B la 2. Nu, plus A, B la 2 cu minus A, B la 2 trebuie să fie. Da, și așa și e. Sunt 2 câte 2? A, C la 2 cu... C, 2, C la 2, A, B. A, C pătrat. A, C pătrat, ăla, tăiați-l. Asta. Ăla, cu A, C pătrat, te-a sfârșit. Da. A la 2, A, B. A la 2, B cu... Minus. Uitați-l cu plus imediat. A la 2, B. Minus A pătrat, C. Minus A, B, C. Minus A pătrat, C, tăiați-l. Dar nu te minus 2 aici. Așa, de când ce? Am ajuns acolo. Păi avem minus ABC cu minus ABC. Mai rămâne ceva mare. Minus ABC de aici, minus A și minus ABC. Tot să duc 2 câte 2 ca să nu mai pierd din zi. Da, și minus 3 ABC. 3. Minus 3 ABC. Și la B.
și-a dat identitate. Deci, voi vreți să vă facem paranteze? La seama 13. 12. 12. Deci 12. Când nu știi. 12, zi, ditează, da. Brice. A la a doua supra de plus C. A la a doua supra? De plus C. Plus B la a doua supra C plus A. La C plus A. Plus C la a doua supra plus B. Mai mare sau egală cu radicalul în plus B. Și știu că AB. Mai ai o condiție, nu? Da. Știm că AB. Plus BC plus CA egal cu 1. Plus X de 2, da? Mm-hmm. Nu pot să le iau. A, bă, da. Da, pot să le iau. În momentul m-am blocat până la urmă. Dar acum dacă o vedeți. Știind că A, B plus B, C plus C plus A, C, e egal cu 1, da? Da. Având condiția asta. Idee. Putem face schimbul Andreescu? Da. Văzând pătratele, mă duc filete de la Andreescu. Deci voi avea mâsă, membru stâng, e calcul și scrie întotdeauna să scrieți așa. A pătrat supra B plus C plus C, B pătrat supra A plus C pătrat supra A plus B. I mai mare vorbește tu. Analizat titlul. Mai este egal de A plus B plus C. A plus B plus C. Tot o la doua. Da. Supra B plus C. B plus C? Plus C adică plus 2 pe lângă A plus B, da, plus C. Și putem simplifica. Da, sigur. Da. Face A plus B plus C supra 2, nu? Da. Așa o rămas. Și eu trebuie să arăt că asta e mai mare decât... Dacă am fi dacă am făcut A plus B plus C totul la a doua, puteam folosi și chestia aia cu A plus B. Da. Dar este foarte repede asta. Da, aș vrea să vedem... Păi acum scriem că A plus B plus C pe 2 e mai mare egal decât radical din 3 pe 2. Deci asta trebuie să arătăm. Da. Deci adică mi-a rămas B asta, adică radical din 3 pe 2. Adică A plus B plus C e mai mare egal decât radical din 3. A plus B plus C, A plus B plus C, dacă e mai mare, e egal decât radical din 3. Nu, nu, 2 cu 2. 2 cu 2. Același numitor. Da. Și acum ridicăm la a doua, și am mai mare la a doua plus B la a doua plus C la a doua. Deci echivale. Echivale. Poate spune că... A la a doua plus B la a doua. A plus B plus C, da, totul la pătrat, mai mare exact decât 3. Adică A la 2 plus B la 2. Știind că asta o am A plus B plus C, face 1. Asta ar fi echivalent cu A plus B la 2 plus C plus 3 plus B la 2 plus B la C plus 2. 2 pe lângă A, B plus A, C plus B. Așa mai mare egal ca 3. Mai mare egal decât 3. Și avem A la 2 plus B la 2 plus B la 2 plus B la 2 plus B la 2. Și mai mare, da. A doua plus C a doua plus 2. Aia fiind că e 1. 2 plus 2. Plus 2. Deci ce s-a resemnat? A la a doua plus B la a doua plus C a doua plus 2. Mai mare egal ca 1. Plus 2. Mai mare egal. Plus 2 mai mare egal decât 3. Și asta înseamnă că asta a pătrat plus B pătrat. Plus B plus A plus C pătrat să fie mai mare egal ca 1. Asta știu că simt că e mai mare egal ca 0. Deci ce mă trebuie că numere pozitive. Plus numere pozitive, dar mai mare egal ca 1. Nici e mai mare egal ca 1. Păi, nu știu. Păi ar trebui să fie oricum mai mare egal decât... A, păi nu știu. Deci m-am dus la una, semnul de întrebare a rămas. Da, semnul de întrebare a rămas, nu. Înseamnă că nu am reușit noi... Poate că trebuia să fie radical din 2 pe 2. Radical din 2 pe 2? Da, și venea de 2 de 0. Radical din 2 pe 2. Și aș fost mai mare ca 0 acolo, da. Nu? N-ar fi fost. Vă gândiți că e greșită? I-am scris, nu știu, radical din 3. Păi înseamnă că așa trebuie. Păi da, ai dreptate. Dacă mă duci la radical din 3 pe 2 și nu merge, și îmi cere acum mai mare ca 1, acolo dacă a fost mai mare ca 0, era clar. Nu, el putea vă scris mai mare ca radical din 3, dar s-a putea să mai greșească, mai greșit. Sigur că da, dar... Vedeți și copiii ați greșit. Deci... Sunt momente de neatenție și poți fi. Da. Dar poate că distincte și atunci erau diferite
Deci pune un radical în B, că așa trebuie să fie. Da. E și tot simțim. Adică neapărat ai și mă dus cu... Adică merge foarte, foarte frumos până aici. Sigur că da, T1, ne-am dus acolo. Și faceți decât 3 atunci, așa din 2. Ias, din 2. Da, 2 ca să iasă cu 0. Așa, și când diferența a pătrat... Și linia a doua faceți tot la 3. 2, pardon. Da. Și aici 2. Și primul 2. Și acolo 0. Și primul tot 2. Aici, da? Da. 2. Da. Asta supraveste să nu. Așa scrie-o pe data. Vedeți că nu merge cu ceva? Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Deci cum este asupra? De plus. Plus B supra C plus 1. B supra C plus 1. Plus C supra A plus 1. Da. Mai mare supra egal decât 3 pe lângă A plus B plus 1. Supra 3 plus A plus B plus 1. 3 plus A plus B plus C. Da. Aici e voi iară sunteți meștere în a face treabă. Tot cu titlul, dar nu dă. Noi cu... Deci da, ați înmulțit până pe ca să construiți condițiile... Cu coșii ca să nu... Vezi cu coșii, dar aici 1, 1, 1. Ne cam zis că păi merge cu titlul. Amplificăm cu apă. Ați încercat cu titlul da, și nu vezi? Merge. Da, așa, așa nu-ți dă școală, că nu costă. Așa vă ziți? Da. Cu coșii. Înjurcim totul cu A pe lângă B plus 1. A pe lângă B plus 1. Toată inegalitatea? Da. Și o să ne dea că A, membru stâng, ori... Da, cum era coșii? Ce? Cum este coșii? Coșii punem era așa. A1, B1 plus A2, B2 plus o mai departe plus AN, BN. Particularizată cazul ăsta, că avem doar 3. Vreți numai pentru 3, da? Da, da. Deci A1 B1 plus A2 B3 plus AM BN. Nu, plus A3 plus B3. Plus A3 B3 la pătrat. Mai mic egal sau cum e? Uitați-vă. E mai mare egal, parcă. Mai mic egal decât A1 pătrat plus A2 pătrat plus A3 pătrat, pe lângă B1 pătrat, plus B2 pătrat, plus B3 pătrat. Și ce treabare e asta? Păi, aloca și noi avem... Acum ar trebui să vedem aici dacă invers, vezi... Semnul, bris. Uite... Sensul inegalității așa ar trebui văzut, nu? Înseamnă că luăm invers, da. În partea aia trebuie luat. Păi, dar acolo din partea... Păi, luăm invers. Păi, luăm invers. Păi, luăm invers. Păi, luăm invers. A lângă B plus 1 plus B pe lângă C plus 1 plus C pe lângă A plus 1. Mai mare sau egal decât combinatul. Deci, A... Scrie tot membru stâng. Deci, membru stâng ăsta este A supra B plus 1 plus B supra C plus 1 plus C supra A plus 1. Așa. Lângă... Egal mai departe. Cum vrei să scrii pe prima fracție? Ca să apară A1 pe 1. Să înmulțim, am făcut în clasă toate chestia aia. Înmulțeam cu A pe lângă B plus 1 plus B pe lângă C plus 1 A pe lângă B plus 1. Și ar simplifica și bine că este mai mare sau egal decât A plus B plus C totul la 2. Deci să înmulțim toată asta. Și aia de acolo. Tot. E inegalitatea. Da. Cu... A pe lângă B plus 1. A pe lângă B plus 1. Plus B pe lângă C plus 1. Plus C pe lângă A plus 1. C pe lângă A plus 1. Păi dacă o mulțime este o sumă de paranteze cu altă sumă mulțită. Da. Și vine partea de acolo. Mai deschidem numărul.
Revine, hai să vedem dacă așa asta. A supra B plus 1 plus B supra C plus 1. Păi, dacă toată asta o mulțesc cu altă paranteză... Se trebuie să scrieți pe rândul 2 în continuare, domnule. Și alea egal. O să simplifice și vine A plus B plus C totul la 2. Cine se simplifică? Păi, când mulțesc paranteză, adică mă mulțesc, când scriu mai mare și egal cu coșii, A1 cu B1 simplifică, că o să am A supra B plus 1 ori A pe lângă B plus 1 și vine doar A la 2. Trebuie să scriem. Păi asta vreau să văd de cum ar... Deci... A supra B plus 1 și A supra B plus 1. Cum dă multiplul ăla, Miron? Mai mare, egal. Bun, haideți să scriem, nu-mi promisă. O secundă, nu o secundă. Adică el zice A supra B plus 1 plus B supra C plus 1 plus C supra A plus 1 pe lângă 1 plus 1 plus 1. Bă, nu așa l-a făcut în clasă? Eu așa țin minte. Deci, vreau să-mi apară așa, am produs. A, ne-a mai dat o inegalitate. Ori A supra A pe lângă B plus 1. Da? Plus B supra C plus 1 ori B pe lângă C plus 1 plus C supra A plus 1 ori C pe lângă A plus 1. Și acum trebuie să vedem că ăsta ar fi A1 de aici. Da? A1. Ăsta ar fi B1. Ca să apară A1, B1 de aici. Și în condiția să fie cu mai mic, deci nu cu mai mare. Ne-am mai dat o inegalitate. Zio. 3 pe lângă AB plus BC plus C, mai mic egal decât A plus B plus C plus la 2, mai mic egal decât 3 pe lângă A la 2 plus B la 2, A plus C la 2. Deci o altă inegalitate, cum era? 3 pe lângă? 3 pe lângă AB plus BC plus C. Zi. Mai mic egal decât A plus B plus C plus la 2. A plus B plus C totul la 2. Mai mic egal decât 3 pe lângă A la 2 plus B la 2 plus C la 2. Dar asta e disinsătătoare. Asta e inegalitatea care o putem... Da, asta o știm, e adevărul. Thank you. Da, se poate dovedi. Da. În alte inegalități poate fi folosit asta. Dar aici aș vrea să... Și aici pe asta o folosim. Pe asta? Aha. Deci nu pe coși. A plus B plus C m-a pătrat. A, B plus B, C plus C, A. A pătrat plus B pătrat plus C pătrat. Jocul ăsta pe care spui tu cu A supra B plus 1, se duce B plus 1 și rămâne A ori A pătrat, ar trebui să mă ducă la 1 ori B1, ca să văd cele două mulțite. Dar în condiția asta, inegalitatea este altfel văzută. A pătrat. Dar în condiția să mulțim totul cu A pe lângă B plus 1 plus B pe lângă C plus 1, n-are nicio treabă. Nu, nu, nu se leagă. Da. Păi dacă s-o mulțim, înseamnă toată paranteza asta, mulțim cu toată paranteza asta. Da. Aici e o sumă de 3 și cu o sumă de 3 cum să mulțesc două paranteze? Păi da, ce apre chestia aia? Simplifică și îmi vine radical din A la a doua plus radical din B la deci la care, pe care e chestia asta? Păi aplic coșii, adică înmulțesc paranteze, deci
pun B plus stâng așa cum este. Da. Înmulțesc cu partea. Puneți, domn profesor, uitați că pe rândul 2 e scris B plus stâng deja. Da. Deci asta de aici, toată mulțită cu ce ai spus tu acolo, da? Da. Cu A pe lângă B plus 1 plus B pe lângă C plus 1 plus C pe lângă A plus 1. Și mai mare sau egal decât aplic coșii. Deci ar fi o sumă mulțit cu altă sumă, cum ar fi aici, da? Da. Dar aici nu sunt pătrate. Păi nu, sunt lucruri radicale. Deci mai mare egal decât, decât radical din. Îl simplifică și rămâne doar la a doua. A supra B plus 1. Ori A supra B plus 1. Ori A pe lângă B plus 1. Așa, imediat. Deci radical din A supra B plus 1 ori A pe lângă B plus 1 plus radical din B supra C plus 1, B supra C plus 1, ori B sub, pe lângă C plus 1, corect, plus C supra, radical din C supra A plus 1, ori C pe lângă A plus 1. Îi simplifică și rămâne la a doua, pe la a doua, ce la deci e mai mare decât, și asta totul la pătrat, nu? Da. Păi totul la pătrat. Da. Produsele ai zis radical, când avem aici radical, totul la pătrat. Simplu, da? Acum, asta se duce și rămâne A plus B plus C, nu? A la a doua, adică da. Da, A plus B plus C, da, simplu. Și egal cu A plus B plus C, totul la a doua. Și acum... Dar, în urma mulțirii cu asta, trebuie să arătăm că e mai mare egal. Deci înmulțirea e mai mare egal decât A plus B plus C. A zis că toată inegalitatea o mulțiți cu asta. Și 3 pe lângă... Așa. Hai să înțelegem în felul următor. Deci s-a mulțit cu toate chestia asta și inegalitatea s-a transcris într-una echivalentă, da? Și primii membrului stâng i-am aplicat, ce? Coșii, bun, a fost și sub alți. Pe dat egal cu A plus B plus C. Totul la doua. Deci membrul stâng așa. Și acum ar trebui să arătăm cum e mare egal cu semne întrebare. Da. Decât 3 pe lângă A plus B plus C. 3 pe lângă A plus B plus C. Supra, imediat mă întorc și vede. Supra 3 plus A plus, A plus B plus C. Pe lângă cu cât am mulțit. Exact. Pe lângă asta cu cât am mulțit, nu? Pe lângă paranteza asta, deci. A. A pe lângă B plus 1, B pe lângă C plus 1, C pe lângă A plus 1. Da. Și acum, aici sunt. Să arăt că asta ar avea sens. Asta, dacă vreți să vă folosiți, zicea, ca a doua inegalitate care e adevăr, care a scris-o. Și asta de aici e mai mare egal decât 3 pe lângă, produsele de câte două. Da? Deci, asta... Știu că e mai mare egal, dacă mă duceam la inegalitate de aici. Deci asta e mai mare egal. Adică tu trei pe lângă AB plus deci dau mai mare egal. Hai să o folosim aici și ne duce la ce trebuie. Să o folosim mai mare egal decât 3 pe lângă AB plus BC plus CA. Și acum asta să fie mai mare egal. Da. Decât problema noastră. Bun. Decât... Haideți să desfacem acolo, sau cum să facem ca să mulțim? 3 pe lângă A plus B plus C supra 3 plus A plus B plus C pe lângă o paranteză dreaptă, paranteza C care am avut. Dar aici e semn de întrebare. Nu știu cum ai trebuit să scriem paranteza acolo. Dar de ce, da? Nu, păi nu că am vrut să mulțesc chestia aia, am vrut să fac doar coșii pentru partea stângă. Păi nu poți să... Dar atunci e inegalitatea de acum. Păi da, și știu că chestia este mai mare decât aia al coșii. Apoi trebuie să ne găsesc că aia lui Coș e mai mare decât aia cum este, membru drept. Nu? Păi nu. Deci în clipa în care e mulțit, inegalitatea asta care trebuie demonstrată, trebuie adusă în condițiile Coșii. Pentru asta ea se mulțește în ambii membri cu așa ceva. Da? Cu așa ceva.
Dacă nu înmulțești și stânga și dreapta, înseamnă că faci altă inegalitate. Da? Deci, încă o dată, noi avem pe asta demonstrat. Asta o ducem într-un an echivalent, înmulțind, cum ai zis tu, creindu-ți condiții pentru a ca să lucreze coșii. Ai înmulțit cu acă, de pus un lucru, de așa, ai înțeles de ce, dar și în stânga și în dreapta. Deci, inegalitatea de sus este dusă în asta echivalentă. Și ca să fie echivalentă și în membru drept. Și acum, membru stâng, după aranjarea ta cu mulțire, lucrează coșii și se duce mai mare decât A plus B plus C de acord. Și ea trebuie să fie mai mare egal decât asta. Ar trebui, da? Decât asta care are și paranteză în drept. Păi să și acum, fiindcă Miruna îmi spunea că are la îndemână pe A plus B plus C mai mare decât asta, eu am folosit-o, deci m-am dus încă o dată și mi-a rămas acum de dovedit că 3 pe lângă chestia asta, mai mare egal decât și împreună cu toată bucata asta. A pe lângă B plus 1, plus B pe lângă C plus 1, care înseamnă A, B plus B, C plus nu știu ce acolo. Dar, deci noi am făcut, ce am făcut din nota paranteza aia pătrată acolo, ori paranteza aia pătrată? Deci, Miruna, inegalitatea asta, da. Așa cum o vedem, am dus-o prin artificiul de calcul într-una echivalentă, mulțind în ambii membri a inegalității cu A pe lângă B plus 1 plus B pe lângă C plus 1 plus... Asta e paranteza dreaptă pe care, cu care mulțim ambii membri. Înmulțind ambii membri cu chestia asta, ea, asta din stânga, membru stânga, a devenit s-a aranjat în condițiile coșii. Este o sumă, da? Mulțită cu altă sumă, de 3 și 3. Da, în loc a 1 este asta. Păi nu era pătrată, o sosă radical, mă. Ne fiind pătrate, vă vrea subradical. Adică ar fi a 1, aici ar fi radical de la 1. Radical de 1. Adică radical de la 1 de 1. Și am băgat aici, radical din. Da. Radical din. Deci, haideți să facem un pic de ordine, să vedem dacă lucrurile își dau drumul. Am gândit așa. Din nevoia de a crea condiții de coșii pentru a lucra inegalitatea, am înmulțit cu A pe lângă B plus 1 plus B pe lângă C plus 1 plus C pe lângă A plus 1. Înmulțind așa, înseamnă că și membru stâng și membru drept este o paranteză sumă de 3 termeni. Sumă de 3 termeni. Și fiindcă n-am pătrate, atunci spun mai mare egal, adică radical din A supra B plus 1 mulțit cu A pe lângă B plus 1. Sub radical. Da, aici să înțeles. Partea a doua vine acum. B plus 1, B plus 1 și așa. Și aici a ajuns la A plus B plus C. Totul la a doua. Clar. Da? Deci este A plus B plus C. Adică asta e. Aici mai mare e așa. Dar A plus B plus C, Miruna, la pătrat, e mai mare egal decât 3 pe lângă AB. Ai zis să o folosim pe asta. Da. Și acum, semn de întrebare, membru drept care era, da? Și paranteza care o avem aici. Deci noi trebuie să demonstrăm aia. Asta este momentul de lucru. Printr-un 3 simplificăm. Și avem de arătat așa. Că AB plus BC plus CA e mai mare ca semn de întrebare decât A plus B plus C supra 3 plus A plus B plus C înmulțit cu paranteza. Nu uităm, nu, de exemplu, paranteza este AB plus AC plus BC și plus A plus B plus C, înmulțirea acolo. Deci este AB plus BC plus AC BC plus AC plus A plus, A plus B plus, plus C. Asta trebuie să arătăm. Cu alte cuvinte, AB plus BC plus CA înmulțit cu asta. Deci se transcrie în echivalent. AB BC plus CA. Da, AB plus B. Pe lângă, totul pe lângă 3 plus A plus B plus C.
fi mai mare egal semn de întrebare decât a plus b plus c, a plus b plus c, a plus b plus c, pe lângă a plus b plus c, plus procedurile 2ab, plus ac, plus bc. Asta ar trebui să dovedim acum. Și inegalitatea asta, ca să o putem face mai cursiv, hai să notăm acum plus b plus c cu n, ab ori acelor bc cu n, și ce devine ea? A scris-o bună? Nu a scris-o niciodată. Deci ce devine ea? Devine. Cât era concursat pe aplicația? Da, dar totuși vă dat așa la școala clasă. O zis că nu-i dă așa ceva. Da. Nu are cum să dă așa ceva, chestie dură, foarte dură, inegalitatea. Deci artificiul de care e pomenitul, care e artificiul de calcul destul de urât, după care... Deci dacă nu puteți în paranteză, dar acum să nu fie paranteză. Că tu nu mai duci în echivalente, nu poți să duci mai acolo unde îți combini și în partea asta, la altă nu. Deci ambii membri, inegalitatea care ți-o cere, o duci într-una echivalentă. Și acum, din membru stâng ai uitat spre ea, ne-am dus acolo mai aveți, mai numește, și a apărut, cum a apărut. Te dați să lucrați din astea, mai ușurele, nu grele așa. Trei plus... Vreau că au zis că nu ne dă, dar voi dacă ați zis că facem? Așa. Da, dar era interesant să vedem dacă... Era trei plus a plus b plus c, adică a fost... Stai puțin mai. Hai să scriem încă o dată, domnul profesor. Trei plus a plus b plus c, supra. A simplificat pe trei. Stai să-mi amintesc. 3 plus, am zis că notăm A plus B plus C cu un M și AB plus AC plus BC cu un N. Și acum am filmat de jos, era 3, la numitor era 3 plus M, totul de înmulțit cu, probabil că două parte erau, cu N, să fie mai mare egal. Cu suma M pe lângă M plus N. Parcă așa era acolo. M plus N. Să zicem. Și chestia asta s-ar traduce cam așa. 3N plus MN mai mare egal decât MN. M pătrat plus MN. MN. MN cu MN se duce. Și ar fi că 3N mai mare decât M pătrat. 3N mai mare egal decât M pătrat. Dar să vedem cine e M și cine e N. A, ați scris asta. M este A plus B plus C. Adică ar fi echivalent cu scrierea 3 pe lângă A... 3 pe lângă N care este AB plus AC plus BC să fie mai mare egal decât M pătrat, adică da, cu B plus C la pătrat. Aici era. La pătrat, aici am adus-o. După ce am făcut mișcarea asta. Și asta... Și e adevărată, că ați avut inegalitatea aia care v-a dat-o Mirna. Era aceea, dar nu mai știu cum era. Aia, Miru, care era cu 3 pe lângă A plus B plus... 3 pe lângă A plus B C plus C A. Da? Mai mic egal decât... Mai mic egal. Să nu că a avut sensul invers. Asta, sensul, da. Da, era sensul, era mai mic egal. Exact acolo am ajuns. Tocmai la asta am ajuns. Poate să fie așa cu sensul ăsta. Dacă voi n-ați mai scris, oricum. Dar tu la ce cum n-ai mai scris? Unde n-ai mai scris? Da, era mai mic egal, domnul profesor, nu era mai mare. Da, uite asta pe scenă. Și mai multe tot. Era mai mic egal. Asta de sus cum era. Aici cum era. Nu, nu, nu.